că ne mai despart de Valentine's Day, iar îndrăgostiții caută cadoul perfect pe ultima sută de metri. Însă cu orice idee ar pleca la cumpărături, bărbații ar trebui să uite de flori, cel puțin cei din Statele Unite, acolo unde la modă sunt buchetele de murături și nu sunt dificil de realizat. The pickles themselves, a carrot, boiled beet, then what is this? This is dill. Some cranberries. Sunt ingredientele principale pentru buchetul de murături. Cu un strop de creativitate și răbdare, buchetul perfect se poate realiza cu ușurință în bucătărie. Totul începe cu niște felii de sfeclă care, odată aranjate pe bețele pentru frigărui, pot semăna cu trandafirii roșii. Boiled the beets, cut them up, cut them over here, like down the middle. Do it one at a time. So you go like this and then it goes on top like this. So here's your first petal. Legumele sunt apoi ornate cu ierburi aromatice și plante decorative păstrate la frigider. Ideea buchetelor din legume aparține unei companii de produse alimentare din Statele Unite și a devenit populară rapid pe internet. That is beautiful. That's a thing of beauty. Yeah. And pickles have zero calories. Ah, mm-hmm. Yes. So they're healthy. So good. Put a flower in there too, just to make it pretty. Buchetul de murături nu are un miros la fel de plăcut ca florile. Din acest motiv, surpriza nu este pe gustul tuturor femeilor. Cei sceptici pot opta pentru soluții mai puțin sănătoase, dar mai delicioase, precum vata de zahăr, ciocolata, brioșele și gogoșile.